Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. La Europa FM ne pregătim pentru cel mai mare festival de business din România, Zilele Biz. Este deja o tradiție ca toamna să se întâlnească toți specialiștii din domeniul antreprenorial, din marketing, din domenii conexe și, în general, toți oamenii pasionați de dezvoltare, nu doar a lor personale, ci și a locurilor în care lucrează. Este magia pe care reușește să o creeze acest eveniment numit Zilele Biz, iar în spatele fiecărei magii este un magician, Marta Ușurelu, owner Biz. Bun venit la Europa FM! Mulțumesc foarte mult pentru invitație și mulțumesc că m-ai făcut magician. Să știi că ai dreptate în ceea ce spui. Bun, Zilele Biz este deja un eveniment devenit tradiție, iar anul acesta e vorba chiar despre o aniversare. Sunt 20 de ani de când organizăm în fiecare noiembrie Zilele Biz. Este primul eveniment de business din România, care a avut loc în 2002 și de atunci, uite-te și tu, an după an, am ajuns să aniversăm ediția numărul 20 și ne bucurăm că am reușit, indiferent de crize, indiferent de tot ce s-a întâmplat rău, să spunem, să păstrăm acest maraton de 5 zile de fiecare dată și să aniversăm acum să avem această încununare în noiembrie. Este un moment important pentru noi ca și echipă, ceea ce iarăși contează foarte mult, Eddie. Sunt oameni, 4 oameni care sunt de 20 de ani în echipă. Bun. Deci sunt de oameni care am fost și la prima ediție. Zilele Biz, 20 de ani de Zilele Biz, doar că anul acesta, adaptat cumva la contextul pandemic, participarea nu se face fizic, ceea ce înseamnă pe de altă parte o oportunitate, pentru că pot fi și mai mulți participanți. Avem și o participare fizică, să știi, deci practic la noi toți speakerii vin pe scenă și vorbesc. Evenimentul are loc la Marmoroș, la hotelul nou, celebru, la care toată lumea vrea să meargă în vizită acum. Și în sală vor fi, pe lângă speakerii care sunt deja afișați pe site-ul evenimentului, oameni care vor să întâlnească, deci este un mic eveniment de networking, intră bineînțeles doar persoane vaccinate, dar vin unii după alții. Dacă vine CEO de la Max, spre exemplu, vrea să vină să întâlnească un alt CEO de la alte companie. Și deci va fi un eveniment foarte important atât ca și conferință, ca și content pentru cei care se uită de acasă, dar și de networking pentru noi și cei care vor fi în sală. Vom fi în jur de 50-60 de oameni în fiecare zi, din domenii diferite. Iar pentru toți cei care vor să urmărească de acasă, pot să facă acest lucru pe pagina de Facebook Biz, da, corect? Da, evenimentul va fi live și este gratuit. Și ne bucurăm să avem alături cât mai mulți oameni care își doresc să vadă ce s-a întâmplat, ce soluții au găsit alții, cum au trecut peste ce s-a întâmplat în acest un an și jumătate în care toată viața noastră s-a întors pe dos. Bun, Zilele Biz este un adevărat festival de business în România, ceea ce înseamnă că sunt mai multe zile. Fiecare zi are o felul ei domeniu, aparte. O altă temă, da. Dacă îmi permiți, începem care fiecare dată cu ziua de antreprenoriat. Antreprenorii sunt nebuni, aceia frumoși, magicienii care știu să navigheze în ape tulburi, cei care se descurcă în orice fel de situație, indiferent cât de grea este. Pentru un antreprenor, zilele normale, știi, sunt ciudate. Și atunci începem cu această zi, reunim cei mai importanți antreprenori din țara asta, oameni care nu sunt de carton, oameni care reușesc să vină să vorbească pe bune despre ce s-a întâmplat. Evit să invităm oameni care vin și spun că ei nu au avut niciodată niciun eșec, la ei totul a mers bine din prima, știi? Nu există așa ceva. Deci nu există așa ceva. Și vorbim despre ce s-a întâmplat și ce putem face, ce soluții sunt, în ce direcție mergem, care ar fi domeniile în care poți să faci un business nou acum și la care oamenii așteaptă ca și servicii, dacă pot să dau exemple. Vorbim apoi despre ziua a doua, ziua de inovație, și vorbim despre tot ce înseamnă inovație și tehnologie, dar nu doar inovație în tehnologie, startup-uri și NFT-uri. Vorbim și despre tot ce înseamnă inovație în marketing, inovație în zona de pharma, inovație, pentru că avem nevoie de inovație în viața noastră de zi cu zi. Miercurea este ziua vedetă, este ziua de management, în care avem speakeri doar CEO. Este o zi în care oamenii vin și se întâlnesc și vorbesc. Ce mi se pare, Teddy, foarte ciudat este că oamenii ăștia, care se știu de ani de zile, sunt unii chiar în același domeniu, de pe social media. Ei nu s-au întâlnit în viața de zi cu zi, față în față. Și vezi cum vin și spun, da, ne știm, am vorbit pe mail-uri, dar uite, nu ne-au întâlnit, știi? Și e foarte frumos entuziasmul și atmosfera care se creează la Zilele Biz când sunt în afara scenei. Deci este o zi în care vorbim despre leadership și cum s-a schimbat în ultimul an și jumătate tot ceea ce înseamnă în momentul ăsta lucru cu oamenii. Este ceva foarte neașteptat și care ne-a pus așa la încercare. Ziua de joi este ziua de media și marketing,
ziua în care reunim oamenii din marketing, oamenii din publicitate, din PR. Este ziua noastră frumoasă, cum să spunem așa, mai relaxantă. Vorbim despre spoturi, despre ce e bine, ce nu e bine, ce ar trebui să facem. Cum comunicăm în digital acum și nu e deloc ușor și na, devine din ce în ce mai greu pentru că toată lumea se nișează. Iar ultima zi, cea de vine, este ziua de sustenabilitate. Este ziua noastră de suflet, în care reunim și companii și ONG-uri, oameni care fac proiecte, dar care nu fac sustenabilitate CSR ca și PR. Oameni care chiar fac sustenabilitate și chiar fac proiecte și își implică angajații. Și e frumos să vezi când se reunesc oameni care pun numărul. Pentru că avem de foarte multe ori senzația în țara asta că nu se întâmplă nimic bine, știi? Că nu merge nimic bine. Dar nu e așa. Adică cădem în această capcană în care credem că totul e rău. Și nu, chiar nu e totul rău, știi? Asta este convingerea mea. Da, rolul unui eveniment precum Zilele Biz este tocmai să pună oamenii buni împreună și atunci când sunt oameni buni la un loc, n-au cum să iasă lucruri rele, corect? Da, uite, stai și te uiți, a fost nasol, da? Deci situație economică grea, condiții grele, angajația asta de acasă. Cu toții, eu ca antreprenor am fost convinsă că nu o să putem să lucrăm de acasă, că o să trebuiască să stau cu fiecare om pe mesaje, pe mail-uri, pe telefoane, să mă asigur că toată lumea o să lucreze și că o să trecem cu bine perioada. N-a fost de voie, oamenii s-au implicat. Normal că după câteva luni de nebunie în care toată lumea s-a implicat, ne-am relaxat cu toții. A fost mai grea comunicarea, au început să apară și anumite crize, bineînțeles, de HR, s-au întâmplat în toate companiile, dar se rezolvă, adică la un moment dat trebuie să rezolvi toate problemele pe care treci. Dacă nu le găsești soluții, e greu, te lași, știi? Nu poți să mergi mai departe. Da. Și cu toate astea, ce vreau să spun este că nu avem o scădere atât de mare. Știu că este greu de înțeles, pentru că suntem o țară în care sunt foarte multe servicii și ne întrebăm cu toții de unde sunt banii. Dar antreprenorii și marile companii au crescut în perioada asta de criză, știi? Adică frica aia mare din martie anul trecut ne-a determinat pe toți să facem niște proiecte și am reușit la sfârșitul anului, exceptând, bineînțeles, companiile care s-au închis și care n-au avut șanse în perioada trecută, foarte multe au crescut, majoritatea au crescut. Noi suntem din nou, știi că toți râdem, dar din nou suntem țara care a crescut prima în Europa. Și pentru că noi nu suntem atât de afectați cum sunt cei de afară, știi? La noi încă e o chestie care, știi cum e, doar cei care se plimbă mult afară și văd și înțeleg și care sunt analiști politici, dau seama, la noi este termul făgăduinței ăla pe care îl lăsăm cu toții în America. Se întâmplă acum la noi. La noi aici poți să faci. Încă poți să faci foarte multe lucruri. Încă e loc, știi? Bine, Marta Oșurelu, mergem cumva într-o direcție în care discuția poate să fie mult mai nuanțată și sunt mult mai multe lucruri de punctat. Apropo de ceea ce se întâmplă, ceea ce nu se întâmplă, de unde e creșterea, cum este creșterea. Cert e că perioada aceasta cumva a pus presiune pe creativitate, pe găsit soluții și totul într-un timp foarte, foarte rapid. Și am văzut că suntem capabili și probabil s-au setat noi standarde. Ceea ce mi se pare important și interesant la un festival de business cum este acesta, Zilele Biz, este că reușești să-i vezi și pe alții care au căutat soluții și cumva te întâlnești cu ei și puteți să puneți soluțiile cap la cap și să vedeți, să aveți un termen de comparație și mai ales un benchmark la care să vă raportați. Care ar trebui să fie așteptările corecte ale unui participant la Zilele Biz? În primul rând ar trebui să se uite la program și să se gândească pe cine ar vrea să asculte. Ar trebui să se gândească ce subiecte ar vrea el să descopere sau ce soluții și-ar dori. Ne pot scrie, toți cei care se uită pe program, toți cei care participă la Zilele Biz ne pot scrie și ne pot întreba foarte clar între ce interval și interval vine speakerul X, când poți să află despre tema respectivă. Dar așteptările sunt următoarele. Trebuie să ai urechi de auzit. Pentru că oamenii vin pe scenă, sunt oameni importanți și spun foarte multe lucruri. Unii le spun foarte direct și foarte la obiect, alții le spun un pic mai voalat. Dacă reușești să înțelegi ce spune și ce transmit, de regulă, în momentul în care avem interviuri cu ei, îi întoarcem și întrebăm direct ce ai vrut să spui aici.
Descoperi și auzi foarte multe lucruri și îți vin foarte multe idei. De aceea, pe cei care chiar sunt dorniți să vină să întâlnească și invit să ne scrie și să ne anunțe că vor să participe și îi anunțăm dacă pot veni în sală, nu trebuie să depășim acest număr. Nu știm exact ce o să mai fie până în noiembrie, dar încercăm să ne păstrăm într-o limită cât se poate de legală și de corectă. Deci așteptarea ar fi, vezi niște oameni care au făcut niște business-uri, niște proiecte de-a lungul anilor, care au niște soluții, care au multe eșecuri și au învățat și au experiență și te ajută foarte mult. Dacă vrei să înveți din experiența altora, știi? Problema noastră în România este că noi învățăm doar din greșelile noastre și ar trebui să fim un pic mai accidentali în gândire, măcar la aspectul ăsta. Bun, zilele BIZ reprezintă un punct de întâlnire pentru toți profesioniștii sau pentru toți cei care sunt curioși și vor să devină profesioniști. Hai să revenim cumva asupra participării. Care sunt condițiile? Trebuie să ai o anumită funcție? Trebuie să plătești o taxă? Cum se poate înscrie cineva la zilele BIZ? De când cu pandemia, practic nu mai există evenimente cu taxe fizice. În momentul de față au fost foarte multe restricții. Să spunem că poate anul acesta, pe timpul verii, au fost un pic mai relaxate toate măsurile, dar nu am introdus taxe pentru că am zis că este momentul în care este bine să share-uim și să învățăm cu toții. La zilele BIZ, pentru tot ce înseamnă live, intri direct pe pagina de Facebook BIZ și vezi evenimentul direct online, gratuit. Pentru participarea la eveniment, ne trebuie pe bizarunrevistabiz.ro un e-mail în care să ne anunțați cine sunteți, ce funcție aveți, de ce veniți, la ce zi doriți să veniți. Este foarte important, sunt 5 zile, 5 domenii diferite. Oamenii zic, vreau să vin și eu. Și întreb, când? Și prind așa, foarte simplu, păi nu știu, când să vin? Nu este vorba despre a ieși din casă, este vorba de a alege un domeniu, alege o zi și niște profesioniști pe care vrei să-i asculti și cu care vrei să te întâlnești. Sunt foarte mari șanse, prin puțină lume, să poți să vorbești cu toți speakerii. Deci aceea e important să ne scrie oamenii și în funcție de ce disponibilitate avem și de intervale orare, noi răspundem la mail-uri, ne dorim foarte mult, avem mare grijă și bine de comunitatea noastră. Cei care vor să vină, pot să vină și sunt așteptați cu drag. Marta Ușurelu, mulțumesc foarte mult și ne vedem la zilele BIZ în cea de-a doua săptămână din noiembrie. Mulțumesc frumos, Teddy! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!